Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 13 mai, ziua a treia de când am început cu tratamentul pentru puietul varos și surpriză mare! Ia uitați aici! Eu din această zi mă pregăteam să curăț un pic fundurile, fiindcă pot ridica corpul, pot să curăț fundurile de puiet varos. Așa arată. O să mă duc să aduc un făraș și să adun aceste elemente. Dar e surpriză mare pentru mine. Deci aici era mult puiet varos, văd că Albina a reușit să curețe și e prima zi în care curăț fundurile. Vom vedea la ce care credeam că este mai infestat, dar acest lucru o să-l fac zilnic pentru a elimina contactul cu puiet varos. Mă duc să aduc un făraș, colectez tot acel... acele elemente eliberate de albină, iată, acesta e puiet varos, ăsta alb nu e contagios, deci ăsta alb nu are nicio problemă. Ăsta negru e problemă, ăsta aici sunt femelele de spori și acestea, dacă intră albina în contact cu ele, acestea duc mai departe boala, să spunem așa. Deci avem grijă la aceste infecții, aceste elemente, să zic așa, acești spori. Cei albi sunt masculi, deci partea albă a pietului varos sunt masculii, iar cele negre sunt femele gata dezvoltate de a duce sporii mai departe. Deci așa trebuie văzut, curăț și fundul și curăț frumos tot. Mă duc să aduc un făraș să adun totul frumos și să fie curat, ca albina să nu mai intre în contact cu ele. Pun pauză și mă duc să aduc un făraș. Am venit cu un făraș. Voi aduna acest spor. Prima dată mătur sita. Curăț bine, o parte va cădea prin sită, după ce curăț sita, voi curăța și sertarul, deci foarte bine arată. Eu am zis 3 săptămâni durează vindecarea, dar se pare că o să fie un pic mai bine. Această mizerie, după ce o adunați, încercați să o ardeți sau o duceți în foc. Într-un foc, încercați să limitați cât mai mult infecția în zonă. Cu toate că albina mai duce și în natură, din păcate. Prin curățare mai duce și în exterior. Bun. Încerc să curăț cât mai bine.
Bun, acum o să curăț fundul. Iată, și pe fund avem un pic. Ca să curăț mai bine, pun pe un capac, după care voi aduna. Am lăsat 3 zile, fiindcă să curețe din nou celulele, să curețe cât mai bine și să înceapă să crească larvele sănătoase. Acest lucru o să-l fac cam la 2 zile. Să așez un pic aici. Așa. Așez un pic să stea cât mai bine. Bun, deci fundul e curat. A rămas aici unul, îl iau, băgăm în făraș. Așa. Deci acum avem fundul lăzit curat. Albinele au primit și azi tratamentul. Bun. Eu acum iau lada și o pun la loc pe poziție. Fiind numai corpul, nu este greu. Încerc să o așez acum. Să fie pe poziție. Bun, închidem urdinișele, îi pun capacul. Și fundul lăzii este curat. Surpriză mare, surpriză mare. În a treia zi de tratament să fie așa curat, da? Acum curățăm bine. Curățăm bine tot. Să reducem sporii din zonă cât mai mult. Ele în astea 3 zile au adus și în fața stupului. Aici. E greu de evitat tot. E greu de evitat tot. Dar reducem sporii din stupină cât mai mult. Bun, această mizerie va pleca, o să îi dau foc într-o zonă. Și cam asta este. Deci în ziua a treia asta fac. Mă duc și la stupul care e mai infectat. Acolo ar fi mai interesant de văzut, dacă aveți răbdare. O să mergem și acolo. Armele mele sunt
o șurubelniță, mătura și fărașul. Sunt foarte mulțumit, deci ce să zic, super mulțumit și o să vedeți că încet, încet voi câștiga această luptă. Deci nu merge așa, dar în momentul în care îl diagnosticați, nu stați pe gânduri. Așa, avem 11 minute, o să mai dureze 10 minute și aici, până desfac șuruburile la această ladă, să văd câte are. Are una, două. Are trei șuruburi, o să le desfac. Hai că pun pauză până desfac șuruburile. Am desfăcut șuruburile. Problema e că la aceste lăzi am pus silicon între fundul lăzii și corp. Și să văd dacă se desface. Da. Și să vedem acum cât varos are ăsta. Cu toate că nu știu cât are. N-am mai umblat de când l-am depistat. Punem aici un capac. Iau corpul și îl mut acum pe capac. Deschidem și urdinișul ăsta. Bun. S-a luat ușor. Ia vedeți. Deci ăsta este foarte infectat. Deci ce se vede acolo acum? Ia uitați, deci, ăsta nu-i de acum, ăsta este de atunci de când l-am depistat, era așa, dar nu-i nicio problemă, acum îl curățăm, ca să curăț mai ușor fundul, vin pe capacul următor, așa nu dau pe jos, nu vreau să-l dau pe jos. Deci asta este o infecție foarte, foarte periculoasă. Cum am zis, cele negre sunt femelele. Vindecarea a început, dar chiar ești curios. Deci ăsta este, pot să-i zic, cel mai infectat. Deci, primul ați văzut, deja a început să se curețe, dar ia să mut eu camera în această direcție. Să mut un pic camera în această direcție ca să se vadă. Așa. Bun, deci curățăm ușor să evităm, ce să zic, contaminarea
Deci acum o să scoatem o mare parte de boală din stup. Pentru a reuși vindecarea, eu cred primul se va vindeca, în 10 zile nu o să mai aibă, dar ăsta chiar e curios. Deci ăsta e, cum să zic eu, vârful care e bolnav. Deci cei care spun că e puiet răcit, n-are nicio treabă cu puietul răcit. E o ciupearcă și m-am interesat un pic pe la instituțiile astea de cercetare din California, sursele de infecție. Deci, sursele de început, nici nu vă vine să credeți de unde puteți să luați. Deci n-ați avut niciodată și dintr-o dată vă treziți cu el, cum am pățit eu acum. Deci, primul lucru care mi-a atras atenția este că o simplă bobiță de polen, mucegăite de pe o plantă din cauza umidității, adusă în stup, a declanșat acest factor. Curățăm și fundurile bine. O să scot un pic și placajul. Polistirenul, placajul. Așa că am văzut că a intrat pe lângă. Bun. Deci l-am curățat. Introducem la loc placajul în fund. În fundul acesta, în sertar. Pare un pic obscen, dar asta este. Bun. Acum nu ne rămâne de făcut decât altceva, deci tratăm zilnic, curățăm fundurile acestea ale stupului odată la 2 zile, să vedem cât pică la 2 zile, cum evoluează curățenia. Dacă, eu zic că o să scadă, ăsta a căzut probabil în 2 săptămâni ce e aici, și să înceapă evoluția coloniei. Eu am văzut că a început, arată bine, dar trebuie deranjat cât mai puțin stupul. Adică să nu-i aplicăm stres. Bun, este pe locul lui, să mai așez un pic. Așa. Mai am un prieten care mă ajută de a scăpa de mizeria asta.
se numește arici. Am văzut că vine și curăță bobițele. Acum nu știu dacă ariciul îi face bine, dar pe mine mă cam scapă de ele. Perfect. Am curățat fundul stupului. Acum urmează să curățăm și tabla. E clar, albina n-avea un... Ce care mizerie asta afară din sub. Acum am curățit-o eu. Mergem direct la foc. La foc merge direct. Așa. Bun. Ia să văd dacă mi-a mai lăsat ariciul ceva aici. Să curăț aici un pic, să nu las. Și așa voi putea vedea evoluția. Dar nu mai are cum să fie evoluție. Aici mi-a curățat ariciu, nu prea mai am ce să adun. Da, adun și în mare parte. Bun. Astea merg la foc. Bine, deci iată. Mă surprinde un pic că la primul stup e foarte bine, adică neașteptat de bine. Aici încă nu știu, voi vedea în zilele următoare, voi urmări și vă voi arăta. Până data viitoare, numai bine!